Da, poți să faci orice vrei. Noi avem un format, nu vreau să zic neprofesional, dar foarte relaxat. Dezinvolt. Da, care nu e a nimănui de aici? Asta e a mea. Aia ta. Mulțumesc. Se poate, se poate intra, Ramona, se poate ieși, se poate poți trece prin fața camerei. Poți să fuți un picior la... este în tradiția Melindei să stea pe canapea și să vorbească fără să aibă microfon. Este o... Da, te rog, fă-o, să vezi ce bine e pe partea altă. Cum se simte. Da, cum îi zicem noi la cine știe ce, regia pizdii. Că tot ce că regia pizdii mi-și optește în cască, regia pizdii. Cu firme, cu chestii. Că zice lucruri și ea, ea nu, firme, efectiv, nicio, ea vrea să exprime. Literally, și nu... am zis că e punct, linie și așa se numește firma, e dot dash. Da. Dot dash? Păi da, eu, da, și eu asta încerc să-i spun, că eu când îi tai macaroana, eu când îi tai macaroana, pare că se fără autocioscuia, dar eu îi zic, bă, oamenii care stau acolo, se frustrează, exact ce zici tu, se frustrează că nu te-au... Sales pitch-ul omului care l-a vândut a fost, nu-ți pare rău dacă calci pe ei la electric. Așa i-au vândut. Și am zis, a, da. Nice. Deci ieftin, așa. Băi, e rect de ceva vreme, dacă... E rect de ceva vreme? Suntem erecți? De ceva vreme. Suntem erecți de ceva vreme. Și nu pentru foarte mult timp. Acum ai momentul. Bună seara și bine ați venit la o ediție specială de Între Show-uri cu Codin. 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 Codin nu Maticiuc. Codin nu Maticiuc. Așa să-ți pui în ghilimele și nume. Codin nu Maticiuc. El ăsta e, mă. Bă, e tot Ticiuc. Da. Deci el când te uiți la el e nu Maticiuc, mă. Deci nu Maticiuc. Deci tu pui el Ticiuc. Băi, Codin de-aia se spune. Codin nu Maticiuc, bă. Da, nu Maticiuc. Aș vrea să am financial know-how ăla, totuși. Nu vreau să comentez. Mă duci într-un loc în care nu vreau să... Nu te duc acolo. Vino înapoi. Eu vino înapoi. Cut to the light side. Înspre lumină, da. Da, nu vreau să comentez. Vorbim un pic despre elefantul din cameră. Bă, frumos să ne așa mă. Despre Ramona, rog, care este aici venit. Cu noi. Nu, mă, nu, e, hai, mă. Iar mă puneți acolo în punctul ăla. Iar, nu. Nu, mă, voiam să întreb că v-am văzut la multe podcasturi. De ce? Mă, nu la foarte multe, dar... Adică dar la astea e importante, să zicem. Ar fi fain să fiu la... Cum? Mă rog, noi și Măruță. Dacă n-am fost acasă la Măruță încă, înseamnă că n-am fost chiar la toate cele mai importante. Deci el acasă? Și la Jador n-am fost. Jador are podcast. Și n-au fost la Bar Online cu Pepe? Aia, da. Copii. Deci n-au fost la Jador, n-au fost la Măruță, n-au fost la Pepe. Deci efectiv au venit la cele mai mici podcasturi. Au ratat toate podcasturile mari din București. A plouat astăzi, dar hai să oprim ploaia. Nu pe toate. Nu pe toate. A fost la Gojira de două ori și aici și o să fie la Alex Mocanu, dar a fost, va fi fost deja când se va difuza acest... Ah, nu știu când se difuzează. Dar zine de ce? Am trecut printr-un episod tulburat, nu foarte, dar... Am fost suspendați, ne-a fost suspendată activitatea pe Twitch, unde facem stream de 7 ani de zile, pentru o glumă scoasă din context. Am făcut acum 3 săptămâni și mai bine de 3 săptămâni, în cadrul unui stream de reacție, o glumă, care a fost o glumă proastă, pentru a da un exemplu negativ, mă rog, adică era un fel de așa nu, ceva ce să nu zici niciodată. Eu n-am zis că a fost o glumă proastă. Bă, a fost... Mă rog, a fost o politically incorrect, glumă cu incorrectitudine politică. Adică dacă stai scos din context, într-adevăr. Da, mă, dar dacă stai strâmb și judeci drept, intenția glumei era să arăți că nu e ok să zici exact chestia. Exact, că nu e ok să fii de acord cu orice. Da, adică... și era, deci ce spuneai tu acolo, era la capitolul nu e ok să aprobi lucrurile. Exact, exact. Dar cineva, whoever the fuck, ne-a dat report, deci a zis, bun, acest lucru, scos din stream, deci doar bucata respectivă, report către Twitch pentru hate speech. Ăștia de la Twitch, probabil traducând gluma cu Google Translate ceva în state, așa ceva. Da. Nu se face, nu se poate. Și ce pot, cum poți rezolva această situație? Am rezolvat-o deja. Ați rezolvat-o deja? S-a rezolvat astea... O seară frumoasă. S-a rezolvat acum, când vorbim, nu știu când iese podcastul, dar acum când vorbim, au trecut deja 6 zile, cred, când e complet rezolvată. Twitch-ul și-o ceru scuze între timp. Deci, dar v-a dat ceva, v-a dat o cutie de mersi? Nu, ne-a dat un mail cu ne cerem scuze. Efectiv. Ne cerem scuze, a fost o greșeală, scuze pentru inconveniență, pa. Like that's the asta. Acum te întreb eu, deci crezi că în
între angajații Twitch. Da. E unul care e clar din România și nu. Care vouch nu, for nu, you? Nu, nu. Singurul care actually did vouch for us, singurul care a girat pentru noi, a fost managerul regional, care e unul singur pe toată Europa de Est, care el e și maghiar și homosexual și a înțeles gluma. Deci din postura lui, da. Pentru că cumva în glumă am lovit și în acea zonă și el a înțeles perfect, a girat pentru noi, a adăugat diverse, nu știu, date. Am văzut și transcriptul, asta a fost cel mai ciudat pentru noi, că pedeapsa ni s-a părut că nu se potrivește cu the crime, adică pentru chestia aia nu credeam că merităm să fim suspendați pe termen nedeterminat, știi? Da. O mustrare, o... Nu mai un avertisment. Că... Exact, exact. Mai ales că dar și tu văzând... trebuia să scuze. Nu pui centura, ca să aibă de ce să-ți dea avertisment. Am văzut transcriptul pe care l-au primit ei și ne l-a scria clar, it was a joke, știi? Deci, ei știau, ei intern... Da. Și au stat 5 zile, au deliberat, s-au uitat peste... Adică până la urmă ce au hotărât este, bă, mai luați-vă și voi o vacanță. Da, deci exact. A fost, stați mai mergeți și voi liniștiți. Hai, ce oportunitate bună să mergeți până la București. Și o oportunitate foarte bună până la urmă, dacă stai să te gândești pe tot rău înspre bine. Da. Iată-ne că ne mai vedem și noi așa. Da, mă. Corect. Nu ne-am mai văzut aici de, cred că, 2-3 ani, nu știu de când, 3... Exact, dacă nu ne-ați chemat până acum. Noi din... v-am chemat? Regia Pizdi 2, Ramona din spate. Nu. Ține-l, Ramona, ține-l pe bune. Ok, să se noteze că Ramona nu vrea microfonul, i s-a oferit un microfon. După aia să n-au... Da, orice nu microfon spui, poate fi folosit. Da. Ok, asta a fost. Și am înțeles. Deci Twitch de 7 ani. Da. Nici nu știu. Twitch de 7 ani, în fiecare zi, 6 zile pe săptămână, câte 2-3 ore. Ce e Twitch-ul? Twitch-ul e o platformă... Pentru, explică-mi ca și cum aș avea 6 ani. E când ai o bolă și îți mai faci și îți mai fugi așa. Twitch așa? Nu, ai o platformă de live streaming, care a început cumva din zona de gaming și între timp s-a relaxat atât de mult încât permite tot felul de conținut foarte variat și conținut unde unii intră ca să varieze. Adică este și conținut care e un fel de softcore porn. Acum ce să mă interesezi. Da, nu. Ai pus mâna înainte de ai, el. Ai minte? Păi da, am învățat de la tine să fizicaționez. Nu, dar înainte să zic că soft porn. Nu, păi a zis să varieze, că da, conținut variat și pentru unii intră să varieze. Să varieze da. Înseamnă să-ți dai drumul. Ce înseamnă să varieze? Da. Să varieze înseamnă să-ți dai drumul. Skit, să varieze skit, înseamnă skit. Să-ți dai drumul? Da. Să juisezi. Exact. Juisezi, înțeleg, dar da, să variezi? Da, este cel mai ciudat termen pentru a-ți da drumul. Grosșor pe palaneț. Nu știu. Grosșor pe palaneț? Da. Bă, mă pierd. Mă pierd. De obicei eu făceam asta, dar acum... Da, regretez cum e. Vezi cum e după partea alaltă. Grosșor pe palaneț. Ce e asta groșor pe palaneț? Dar oricum sună. Da, mă, dar sună să variezi, exact. Să variezi, apropo, să variezi chiar este cel mai ciudat cea mai ciudată denumire pentru orgasm, adică de unde să variezi, adică ce? Cred că gen... variază în funcție de zonă. Da, variatul variază? Da. Da. Că în unele zone sunt termeni mai ciudat decât a variază. Mai ales că bărbații nu prea variază, adică în general femeile mai variază, că exact ce vorbeam mai devreme, Costel. Unele sunt pe A, unele pe O, unele pe I, unele pe U. Alea pe U sunt cele mai dubioase. Este un porumbel. Nu știi de femei? Femeile, hai că tu le zici de Twitch, nu le zici de femei. Femeile! Nu, dar este un porumbel care mă tot urmărește. De fapt așa fac porumbei. Cum începe discuția despre pis de Costel? E un porumbel care mă care urmărește. Care mă urmărește. Face. I-ai furat ceva, frimitura aia bună. Nu știu, frate, dar kit, este... Te-ai întors vreodată beata acasă și i-ai ciugulit în față? I-ai luat niște frimituri din față și de atunci... Oțu! Mamă, oțu! Dacă oțu. E ceva pentru care îi mulțumesc creatorului de alcool, așa este că îți dă blackout-ul. Ca să nu-ți aduci aminte dimineața. Da, time travel. Deci este așa de a doua time zi... and space travel. Da. A doua zi ai doar o parte de început. Ai o parte de început cum s-a întâmplat. Și chestia aia care să te facă să te simți prost nu ai. Nu mai da, e mă, dar știi bine că tocmai blackout-ul ăla îți dă cea mai mare grijă. Că nu știi ce s-a întâmplat acolo. Știi povestea, știi nu povestea unde cu l-ai cel, ascuns. Știi povestea cu cel mai mare blackout din istorie, nu? De la români ăla care s-a trezit bătut în Anglia.
Deci un băiat care a început să bea România și s-a trezit bătut în Anglia. Nu, da, sună bine, sună mit urban. Nu, este știre foarte documentată, da, este foarte documentată, da, băiat care s-a trezit în Anglia. Okay. Bine, nu știu, adică i-a durat ceva. Frumos, asta e, asta, oricum, sunt o grămadă de povești care nu sunt spuse pornind din România și terminându-se în insule ca Ibița sau așa după câteva zile. Nu, nu cred că e singurul. Bă, distanța mi se pare, adică România-Anglia, mi se, nu cred că distanța mai mare de data. Am zis ce e Twitch-ul, am stabilit. Deci aia e Twitch-ul. Deci asta e Twitch-ul. Interlumea face live. Mamă, deci ce trebuie este pentru cea acest... mai interesantă combinație pe care avem, pentru că o să avem un invitat care ține mai mult la structură și la coerență decât noi, să vezi că nu neapărat. Să fie tot timpul. Bun, deci ca să ne întoarcem, am stabilit ce e Twitch-ul. Bun, trecem mai departe. Hai să vedem. Dar deci eu eram curios dacă există ceva. Te-ai învățat cu structură, cu, adică simți că ai o structură în genul ăsta de emisiuni, de tip podcast, streaming-uri și așa mai departe? Nu neapărat, că... dar nu fac asta des și încerc să mă mulez cumva, okay. Așa, nu știu. Dar un încercam să răspund, să aibă sens. Un vasluian găsit beat și bătut în Londra spune că nu-și amintește cum a ajuns în Anglia. Da, ok. Este pe Digi, pe ProTV, pe așa, cu de acum 4 ani. Anale și leziuni. Și uite-te puțin. În zona inghinală. Este extraordinară fața lui. Fața lui. Parcă e la din Fălci, parcă e Dan Rădulescu din Fălci. Nu da. E ce trebuie. Un bărbat din Vaslui. Am băut, dar nu e ce trebuie. A fost găsit beat și bătut într-o curte din Londra. Nu, nu mi-a plăcut. Nu. Arată de parcă ar fi fost găsit. Adică putea să fie un roast bun. Da, da. Streaming. Lumea bă, face. Știi că sunt și bune. Anumite substanțe, cum ar fi rufii, care, de la care nu mai țin minte, cu drogul violului, pe care l-am luat de vreo câteva ori și nu s-a întâmplat nimic. Reclamă am falsă. Trezit nefutut, n-am violat nimic. Am luat ăla și n-am violat nimic. Nu, nu m-a violat nimeni. Și nu m-am violat nimeni. Urât din partea voastră. Și mai mult decât atât, eu m-am dus cu paharul. Dar urât din partea... Vezi? Bărbați și bărbați. Te-ai dus cu paharul și ai văzut rufii? Rufii, please? Rufii? Erau mărși, mă, de aici, nu te violează nimeni, mă, mă, pleacă de aici. Erau un băiat. Ai, poți dă-și mie un rufii. Eu te-l pe ăla, cred că din vasul lui. Vino-mi cu ăla. Și povestea merge mai departe pentru băiatul din vasul lui. Bun, acum că ați băut, ați consumat această bere. Jumătate, da. Această gură de bere. Vreau să vă întreb. Eu, ca să fac acest Twitch, da. De ce ustensile am nevoie? Doar de telefon și niște lavaliere? Teoretic că poți și cu telefonul. Îți trebuie ceva, cameră video, ceva webcam sau alt aparat care să te poți filma și un microfon bun și conexiune la internet. Evident. E oare România, țara în care... E, noi fim în Rick and Morty, live edition. Da, da, da. Mă transformăm. Cel care râgâie din acel serial. E oare România cea mai bună Coca-Cola zero zahăr de vreodată? Se poate. Nu, dar scuze, interviuri dezlânate cu Constantin Boșu. Out of context. Conexiunea de internet. 1% garantat. Este foarte bună. Garantat 1%. Conexiunea de internet este din providerii mari sau este cu o firmă privată? Costel. Ba nu știu că contează vin foarte mult. Vin un pic înapoi. Sau că vreau să-l întreb. Adică nu, e cu cineva RCS, RTS? E o întrebare sau? Bună. Tu întreb serios dacă trebuie să fie internet. E o întrebare bună. Mare. Dar chiar da, râi. Da, sunt chiar unii, este sunt contract de la pe firmă. Deci chiar, da. Da. Ines, care sunt business asigurată. To business, da. Da. Nu. Chiar avem un contract pe firmă, da. Trebuie să ai adică viteza de upload constantă. Chiar, da. It's a thing. Da, este. Adică vreau să te întreb următoarea dată. Aia nu trebuie să varieze. La UPC... Ai încredere să faci genul ăsta de streaming? Am avut la început, chiar am avut pe ce a început. Ok. Pentru foarte la scurt Digi, timp. Adică nu că după aia n-am mai avut. În cine n-ai încredere? În Vodafone ai avea încredere să facă treaba asta? Nu, Orange, pardon, că eu așa. Nu știu, pe cine urăști? Că pot să zic că în aia nu. Orange. Nu, în Orange nu am avea încredere să... Ba da, cred că se poate. Dar nu știu cât e de relevant. Dacă îți asigură viteză constantă... Cam aș pe ei, scuze. Scup, da. Și îți trebuie, Costel, îți trebuie și un PC foarte bun. Acum întreabă depinde ce, ce, depinde ce faci, ce vrei să faci. Ce vrei tu să faci pe Twitch? Bani. Hai să faci. Care este bani. Profilul tău de streamer? Eu mare parte m-am foarte gândit pentru streamingul acesta de... Vreau să citesc
să citesc dintr-o carte, să am această, ca un fel de audiobook, streaming de audiobook. Ce foarte tare ideea. Mi-am gândit la ideea asta acum 5 ani, chiar am și zis-o pe stream. Da, e bună ideea. Pentru că, uite, de multe ori citesc cărți pentru copii, uh-huh. Deci citesc cărți copiilor seara la culcare și pentru că mă plictisește foarte tare până adorm. Adormi. Deci citesc foarte așa și la un moment dat am avut, când m-am întors destul de rupt acasă, eram destul de drogat așa. Nu, glumesc. Haideți, pe bune. Nu, dar eram destul de pornit așa pe glume și am început să le citesc copiilor cartea cu personaje. Și zic, mamă, deci râdeau așa. Și zic, mamă, ce tare ar fi o chestie de genul ăsta. Știi, adică noaptea la culcare, adică pe la ora, între ora 9 și 10, să citesc povești pentru copii pe Twitch, în așa fel încât oamenii să mă pună live acolo tare, și să le culc copiii. Da, e o idee bună. Păi da, mă, dacă ești amuzant, nu se mai culcă copiii. Păi, dar nu, și mai mult decât atât, hai să mai zic așa o chestie. Așa și cu Somcas. Păi exact asta spun, nimeni nu se culcă pe Somcas. Eu m-am apucat să înregistrez povești, ce zici tu, dar e mai bună ideea cu trimul. Fii atent, mai am o idee foarte simpatică. Eu, părinții care au niște probleme cu copiii care se uită foarte mult la desene animate, care sunt foarte violente și care nu sunt pentru vârsta lor, gen Spider-Man, gen Siren Head, se joacă niște Siren Head care sunt foarte, cu niște zgomote foarte brutale, agresive, violente. Și eu vreau să fac pentru copii ăștia, am mai avut o idee la un moment dat, vreau să iau personajele și să le duc în niște povești, dar altfel, ok. Eu ce le fac la copiii mei, Spider-Man, îl cheamă Petru Parker și le-am făcut o serie de 40 și ceva de episoade în fiecare seară, deci mai spune-ne de Spider-Man ce s-a mai întâmplat. Și care e faza? Petru Parker în aceste episoade e ca la tânăr și neliniștit. Petru Parker, nu e Spider-Man care e ăsta. Deci Petru Parker a fost la gimnaziu, după care a dat examenul de capacitate, a intrat la liceu, moral, după care din altă a dat la calitate. Facultate, n-a intrat din prima. A fost foarte supărat și în acest timp trebuia să se lupte cu foarte mulți monștri și foarte, foarte mișto i-am făcut acestui personaj, acestui Petru Parker, care este și Spider-Man, puterea de telepatie. Adică el, în timp ce își rezolvă toate treburile lui de zi cu zi, are un, la un moment dat o premoniție. Va ataca cineva, adică nu-l ia prin surprindere, știe că va fi atacat. Este atacatorul, ca zmeul, să zicem, din Făt Frumos, îi vine prima dată în mintea lui și spune: vezi că te atac și vezi că vin mai puternic de data aceasta. Și uite ce o să-ți fac. Auzi, se pregătește. Se pregătește. Da. Da. Și are părinți, are... Poate ar merge mai bine pe YouTube. Așa, mă, și v-au banat pe Twitch, zice. Da, da, da. Dar asta cred că ar merge mai bine pe YouTube. Și Costel. Pe YouTube cred că e riciul mai mare. Cred că și inițial. Petru Parker a ajuns și a fost banat. Asta vreau să zic, cu poveștile astea o să încep acum când mai cresc copiii, să Petru Parker a fost banat pe Twitch. Pe Twitch. Pentru că political correctness. Ce și a început că să scrie un mail, dar în timp ce scria și... mail-ul, da, a primit un gând telepatic de la omul... Cam omul cărbune, omul comediant, am tot felul de... În fine, gata. Da, nu poți, ideea e foarte bună. Eu zic, do it. Ce da. Fel de PC ne trebuie pentru acest Twitch? Orice fel de PC. Depinde, dacă vrei să faci numai asta, nu trebuie ceva ultra performant. Adică ceva ce îți poți achiziționa, cred, la un nivel mediu, lejer, would do. Câți ani are Teo? De când? De când ce? De când bea? Asta nu știu, da. Țară tău, de când ce? Extraordinar răspunsul ăsta. De când ce? Bă, trebuie neapărat să dăm jos de acolo tabloul ăla ca să vedem această alăturare de Amza pe da, Billy Connolly și Ileana Pârțan. Eu am făcut-o când am făcut clubul. Tu ai făcut-o? Dar cum să nu? Este senzațional. Și colajul făcut de tine, tu ai colajul. Lipit alea, tu ai totul, tu ai decupat. Nu, eu am făcut selecția de lipit, a fost lipit arhitecta care a făcut, dar eu am făcut selecția de poze și am zis, da, uite, am zapel la Billy Connolly și Vacanța Mare. Cum te-ai gândit, Vacanța frate, mare? La această combinație? Zi-mi, te rog frumos, de ce Billy Connolly în mijloc? Păi ca să fie gen, parcă ai mânca o mămăligă cu brânză și smântână și ai găsit niște icre. Să fie așa, ce caută icra asta aici? Și nu neapărat trebuie să meargă, trebuie doar să stai un pic, să te gândești, bă, ce caută icra asta în MBS-ul meu, mă? Și exact așa este Billy Connolly între Amza Pela și Vacanța Mare. Deci este Billy Connolly când am aflat că face stand-up și că de fapt el nu e actor, că el face stand-up și după aia a fost luat în filme, a fost pentru mine cea mai plăcută surpriză. Este unul dintre comedianții mei preferați. Da, mă, este exact. Păi el e un fel de tine mai... Ce? Stand-up nu se poate face nu. Pe Twitch? De ce?
vezi? Ești banat în a doua zi. Dar asta mă, dar Costel poate să facă stand-up pe porumbelul ăla care îl urmărește. Da, ar fi un, ar fi un test. Adică dacă o ții super PC și ești foarte clean. Dar nu e PC, clean, mă, dar Costel poate să ce fie... Ce înseamnă PC? Adică politică nu corectă. Ah, da. Dar Costel, Costel, în afară de computer. Costel este atât de egocentrist și absurd încât el n-are cum să fie non-PC. Asta, asta zici de bine de el? Asta, asta cred că da. Cum, da, la, a, da, adică el vorbește despre CCD. Viața lui, despre... CCD. Cred că da. Așa el vorbește, vorbește despre viața lui și despre copii și așa mai departe atât de mult încât nu prea are treabă cu evrei, gay, nu știu ce, adică nu e în zona aia. El face glume despre viața lui și care de nu foarte... include aceste categorii. Ba da, include treaba asta. Uite, eu am făcut la un moment dat, sper să se înțeleagă toată chestia asta, să nu fie scoasă din context. Eu am zis că la un moment dat, eu considerându-mă o persoană destul de progresistă și politically correct. Nu ești, apropo. Nu sunt. Deci trebuie să ții cont de asta. Oricât de progresist te crezi, nu ești. Nu sunt. Întotdeauna se poate. Tocmai mai asta a fost faza. Tocmai crezând despre mine asta, mi-am dat seama că nu sunt, dar la un nivel foarte așa mare. Pentru că a fost, a fost o doamnă de etnie romă care a venit să facă curat la, la noi și... Foarte bună glumă. Deci este prima, primul impuls a fost să, să închid ușa. Îmi pare rău, dar a fost impulsul. Adică nu-i de parcă rău, nu am râs. Ce să da. Fac. Deci a fost impulsul. Deci s-a simțit un zvâc dintre ăla. S-a simțit un zvâc. A fost nașpa, m-am simțit nașpa. Am tot conștientizat toată treaba asta și după aceea ce a urmat, tot ce s-a întâmplat, după aia a fost total greșit. Este pe bune tot ce s-a întâmplat, a fost un tăvăluc de greșeli. Toată aia treaba aia... Glumă, aia e o glumă cu foarte... Cu pianul pe scări. Nu, dar aia e o glumă... Mie mi se pare că gluma aia ta este o glumă care într-un fel este în direcția progresistă, să zic așa, adică este o glumă în care Costel da. Își realizează recunoaște, the error of his ways. Da, așa, da. De, toate, deci tot ce s-a întâmplat acolo a fost numai erori. Numai, da, da, da. Deci tot ce am făcut pentru că a fost un moment de... Știi când e un moment stânjenitor, penibil și te duci, tăticule... Da, nu poți depăși și tot... Da, mamă, da. Deci este numai prostii, numai da. Gura ta... Numai, deci venise o tipă cu încă o tipă care era mai mică și ghiși ce m-am gândit eu, că e fiică sa. Dar nu era, era sora sa, dar eu m-am gândit dacă ei da, fac copii de mai... vreme, de vre... da, da. Este fiică sa. Hai mă, dar asta e printre cel mai puțin rasist. Stai mă, că asta a fost prima chestie care mi-a venit. Da, a fost, asta e o presupunere aproape. Fica dumneavoastră și aia s-a uitat la mine, e sora mea. Păi da, da, tu ai jignit-o pe, pe circuitul de femeie vârstă, nu pe circuitul de da. Etnie. Adică da. Tu acolo ai jignit-o, nu pe circuitul de... Bă, nu părea. Deci acum, dacă nu erau de etnie... Tu ai crezut că-s gay. A, era și mai grav să fii... Da, iubita... Nu, să, măi, e soara nu, mea, măi. Și ea era și a, ea eu era credeam că voi toți ăștia romii sunteți și gay. Că eu așa... mi-așa mi-a zis Aur. Mi-așa mi-a zis Aur că vă plătește soroși să fiți și gay și... Sora care nu era... Sora care era... Fica, fica în capul meu. Era sora care era fica era însărcinată. Ce fel de matrioșca doar. Da, și ai fost mai stai puțin. Deci iubita ta e deja însărcinată cu tine. Deci după toată treaba asta, deci după ce am... Că noi de obicei când vine femeia care face curat, iarăși, omul, adică persoana, da. De orice vulturul care face curat la noi în casă. Da, da, da. Helicopterul. Se simte elicopterul cum se simte persoana respectivă care a venit să facă curat la noi în casă. Helicopterul de serviciu. Așa? Da? De cum a fost. Tu, dar și care faza că curăță praful, asta e, de asta vine cu elicea așa. Și a fost momentul respectiv, noi n-am mai, de obicei când vine persoana respectivă, noi plecam de acasă să o lăsăm să, așa, de data aceea noi eram pregătiți încălțați să plecăm, n-am descălțat, am stat, hai să vă arătăm ce și cum prin casă și așa. Și după aceea a fost chestia că, bineînțeles că am stat să fie... Ai verificat, să, adică după... Da, da ai verificat, fără, ai uitat. Să, fără să vrei, fără să crezi. Așa, fă tu... avea un ceas și două lingurițele. A trebuit să facem da, mână, la ecograf. La ecografie. Ne-a dispărit la ecografie. Da, da, da. Să te suni de la spital, nu poți să fără. Bă, bă, vezi? Vezi?
Vezi? Vezi. Nu este bine, da, da. Ne banează YouTube-ul. Ne banează YouTube-ul. Vezi că a fost aseară, că nu știu ce a zis Codin la Gojira la podcast și era, a început Gojira, bă, tu vrei să vii pe la toate canalele astea să ne banezi la eu cred că tu ai venit să dai cutis la toate canalele. Am luat band de la YouTube și am venit să vă dau și deși după aceea, când credeam eu că m-am potolit, e totul ok. E totul ok, gata, hai că pe bune ce prost sunt că gândesc așa. În toată faza asta în care m-am liniștit, vine soția mea cu o plasă cu lucruri pentru ei. Ai. Cu o plasă cu lucruri care nu ne mai trebuie. Bă, când am văzut-o cu plasa aia, nu știam cum să fac. Tu de aici. Uite că sunt niște lucruri care ne-au rămas mici și mai port, eu nu mai port sutienul ăsta, am un corset aici pentru așa și hăinuțe pentru copilași. Mamă, și a fost... Cumva... Deci a fost, totul s-a dus greșit. Dacă... Dar nu, mi se pare adică greșit. E discutabil cumva, că e greșit. Bă, nu-ți... Deci zic următoarea treabă. Au mai venit oameni, femei însăcinate la noi, n-am strâns niciodată ceva care a rămas mic și i-am dat. Da, cum da, am dat la modul ăsta. Da. Deci toate lucrurile s-au racial profiling. Cu un profiling dintre asta. Da. Da, și a fost asta. Bă, da, pe de altă parte, dacă stăm să ne gândim, romii tot timpul au făcut parte din circuitul de reciclare, adică într-un fel e mai normal să vrei să... Bă, da. Păi da, pentru că tot timpul e fiare, fake, luăm... Eu zic că tu ești victimă aici. Lăsând gluma la o parte adevărată. Deci adică asta tot timpul a fost vreodată de reciclare, de bătă mea, este... pare parte din cultură, din cultura lor, păi, da, să le dai ceva. Cultura... Da, cred că asta ajunge la noi despre ei, da, vezi? Da, uite, H&M... Eu zic că tu ești victimă aici, pentru că e influențat, știi? H&M a avut la un moment dat un program de ăsta de dați, nu știu dacă mai au, da, dați-ne nouă hainele voastre vechi care ciclează ei. Mă, tu știi că am avut un pic de... Da, voi o duceți bine, nu vă dau vouă. De ce efectiv am avut un fel de... Te-ai simțit așa și la alea purt așa de alea. Da, mă, deci eu n-am vrut să duc niciun kilot de la găurit la H&M. Că o duc bine, ei au vândut. Adică, ce și în primul rând să ajut eu H&M-ul, știi? Că asta e faza, că noi nu privim treaba cu hainele ca o reciclare efectivă de material. Noi privim la modul că îi faci, uite cum a fost... Măi, na, e om sărman, îi dai niște... Și când vine H&M să dă mie hainele tale. Băi, H&M, toate fetele care vreau să donez astea, vrei să scap de ele. E scap, scap. Da, aia e scap, că o pui cu donez. Vrei să și mai mult decât atât, fii atent. Știi ce mi s-ar părea foarte tare dacă ai dona, din hainele tale mișto care nu sunt pătate. Dar ai văzut, dai un tricou în pana mea, pentru că ai mâncat ca burzoiul în pana mea și ai mâncat la 12 noaptea rupt în gură că ai fumat prea mult și ai băgat McDonald's și e plin de sos. Doar pentru că faci, tu nu faci toată lumea. Dar cum apar droguri la tine în orice poveste? Nu, mă, dar nu era în povestea lui, era tu. Era în general. Cum ai făcut tu, dar ai venit în noaptea aia și ai mâncat că erai fumat. Dita mai pata de sos. Ai pata aia aici, fix aici, pe partea dreaptă, dai pata aia de mai de asta mi-au tricouri deja pătate. Uite cum ăsta. Ăsta e stilul meu de tricou care îmi place. Păi ia sporumbei. Da, 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 era alb. Vezi? Înainte să... De aia vine după tine. Nu știu. Dracu, de la distanța aia, da. Eu efectiv, parcă... Păi ochelarii unde ți-i faci? Te mai mir că te mârie porumbelul ăla, că tu mergi cu cadavre de porumbei pe tine și te mir că te mârie. S-a oprit ceva, s-a oprit camera. Nu s-a oprit camera. Dacă noi avem genul ăsta de probleme. Nu, se întâmplă. Tot genul de probleme. Am avut. Păi n-am mai trecut de pe martie 2020, n-am mai avut. Noi avem aici un, noi când am pornit podcastul ăsta am zis, bă, facem un podcast așa, să stăm între vorbă, de vorbă ca și cum am stat, cum stăm între am urmărit. Și după aia ce s-a întâmplat este că după o vreme au apărut multe podcasturi care au început să aibă sens și structură. Și noi am rămas cum ar veni sincer și... Da, cred că lumea care urmărește podcastul ăsta apreciază, probabil ori intrat nu în... chiar, pentru că la un moment dat am început să avem un pic mai mult sens și după aia că am prins pentru Țărnelel. Așa, da. Care au așteptări mai mari de la noi și după aia acum noi, reîncepând cum ar veni podcastul ăsta de la zero, am început din nou să fim haos și așa și oamenii ne judecă. Deci chiar ne judecă. Păi voi de ce n-aveți structură și sens? Că n-are niciodată cum să aibă structură și sens.
Da, deci că e un minus, poate să fie tipicul. Scuze, nu se dă pe covor? Când da, mă, bine că se dă pe asfalt și pe gresie, dar nu se dă pe covor. De ce să nu se dă pe covor? Nu, mă, nu de la, de la oamenii care s-au dus, că rămâne covorul pătat. Pentru țărnărel! Că miroasea... Pentru țărnărel. Nu, 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 e, nu rămâne pătat la ultimul. Hai, două persoane care să comenteze pe microfon. Folosești, folosești the T-word. A venit regia pis de unul. Folosești the T-word ca să la nu cât? Zici la, la țințeri. Poți nu, să te duci se, fă, nu. Se pare... Ba da! Țăndărel? Nu mă... Da, țăndărel. Cine e țăndărel, Costa? E la gât. Cine e vers? L-am întrebat dacă folosește the T-word. Aoleo! De ce ne-am dus noi acolo? Unde? Cum e, mă, cu... Deci Twitch-ul chiar v-a dat. M-a întrebat dacă folosesc cuvântul cu ț. Eu cred că până la sfârșit da. O să povestească adică, de ce a venit nu, aici. Nu, mă, dar ne-am dat așa. Lasă-mă că am povestit peste tot. Nu e asta. Deci ai povestit, ai povestit. Da, mă, nu e asta. S-a povestit. Eu i-am zis să vină la podcast să bem o bere, să râdem, să dăm. Am înțeles. Twitch-ul ăla știam că s-a rezolvat. Putem să discutăm despre orice. Eu am crezut că eu m-am transformat într-un show host dintre ăsta, așa, care să vă ajute să... Da, a fost bine, am zis-o pe scurt, a fost ok. Super tare. Da, mă, dar ne-a tăiat Gojira, că a fost ieri la Gojira live, au stat live, au povestit, au asta, nu mai... Bine, mă! Dar te-am auzit cu niște păreri despre stand-up, deci eu Hopa. Am dat... Sorin se uita la live-ul tău de la Gojira și am văzut că... Exact și a intrat peste el. Da, și el a tras repede bluza peste, s-a prefăcut că nu se masturbează, îi place foarte mult de Gojira. A dat pe Zaitai. A dat pe Discovery repede. A dat porno pe porno, bune, da. Pe bune. Se explice masturbarea aia, știi? Da, mă, și faza e că era exact bucata aia care discutat. Cât de tare e asta să te masturbești când intre ceva pe sine, să dai pe porno ca să nu pară iurea la ce te masturbești. Faza e că era exact bucata în care tu ziceai că nu e stand-up, că nu ți se pare că mai e stand-up bun. Nu. Țară și mălele. Nu, asta înseamnă că, că l-am, i-am întrebat, de fapt, care ar fi, după părerea lor, un... act de stand-up nou care să fie like, foarte refreshing, ceva bă. Ieșit din știi de ce comun. Am adus știi asta am... era curiozitatea mea, adică pentru că pe voi, bineînțeles, vă știu, monștri sacri, dar îi cineva din like, the stai, noua generație care stai să fie de... Stai să lămurim. Refreshing la modul super, adică bă, ăsta jonglează cu foc sau ăsta face numai glume care la, la modul Macanache ăsta sunt eu, când a ieșit ăsta sunt eu al lui Macanache. Există asta, asta uite, în stand-up. Da, ce? Asta, asta mă cine? Eu i-am întrebat nume, nu... Hai să spun că ai adică recomandări aș fi vrut, nu? Ascultă-mi puțin. Există, eu efectiv filmând la emisiune cu băieții, m-a luat la un moment dat chestia asta. Bă, vine în sfârșit chestia aia, vine valul ăla mișto, chiar îl simt că vine o nouă generație și culmea știi care e că chiar îi simt că sunt o generație. Da, e prima oară când, prima e, oară o când e o generație, da. Știi? Fain, sunt da. Al de Dobrot, Cârje, Mirică, Banciu, Băra, cine mulți. Mai se numește? Drăcea, Drăcea mulți. Foarte, sunt mulți. Care sunt cu poftă de joc, cu foame de așa, și sunt puși pe lor. Glume și sunt puși pe glume, deci nu sunt cu bătut câmpii, cu bănănit, cu hai să vă zic eu că am fost, că m-am bătat, nu frate, sunt pe glumă, pe poantă, pe okay, asta deci... și vine efectiv o generație. Nu e ce zici tu, nu există încă cererea aia, nu merg atât de mulți oameni la stand-up de altfel. Cât în România să... încă mm-hmm. merg la Costel, că știu pe Costel, știi? Mm-hmm. Și nu merg atât de mulți oameni cât să se facă, să se ducă pe ce vor ei. Fac încă în cluburile astea, la același public al lui Teo, să zicem, și au niște limite, dar ăștia da. O să facă... Da, mă, vin din spate și vin cu poftă. Eu ceream recomandări acolo, eu nu ziceam că nu există, da. Eu ziceam că nu știu și aș vrea să aflu de la sunt cineva care știe. Mai mult. Și uite, să știi că în Cluj... Cluj, din nou... Clujul, așa că tot a zis de... Stai un pic să zic o treabă. Nu au un spațiu, nu au un spațiu încă, aici o să lucrez așa. Nu au un spațiu în care să facă constant. N-au de unde să bea și eu cană de... Da, am auzit asta, că oricum nu sunt cluburi frate, de comedie. Dacă nu ai club și dacă nu ai locul ăla în care să te duci, frate, acolo mă duc și pentru în seara asta. Aia, da, așa, da. În seara asta e așa, corect. Că noi ajungem în puncturile, deci în punctele bune ale noastre, deci noi când creăm un spectacol cap-coadă bun,
n-are cum să iasă bun tot dacă n-am avea spațiile astea în care să ne și prostim, să ne și să fim și silly. Adică, uite, zic următoarea treabă. Dacă Teo, dacă ar avea, dacă și-ar zice numai am numărul lui de 25 de minute fix la fel de fiecare dată, fără niște seri în care să mai facă niște crowdwork, să mai facă niște experimente, să se mai joace, să mai facă niște lucruri, nu și-ar găsi per total... Nu ai cum să dezvolți. Dacă nu e loc de creștere, număr, da. Nu e loc de creștere. Și oamenii din Cluj scriu bine. Trebuie să ai sala de forță, că te duci și tragi de aparate și după aia te prezinți cu mușchii, știi? Da, mi se pare normal. Dacă n-ai sala aia, n-ai de unde să crești mușchii, știi? Te duci direct la concurs, dar tu ești... Și înțeleg ce zice și Alex, pentru că, într-adevăr, noi avem un public format, adică vin oamenii la noi. Spre, da, bă, pentru voi, pentru stilul vostru, da. Pe de altă parte? Da, pe de altă parte la The Full vin oamenii pentru stilul lui Bordea și lui Micuțu. Exact. La Comis vin oamenii pentru stilul lui Sorin, lui Toma, lui Cristi. Că n-au fost seri pe care acum încep să se creeze și la Full și aici o să fie joia o seară mai pentru să aducem public de stand-up în general. Da, de stand-up în general, exact. Deci practic vă ziceți că o să apară și din această nouă generație poate câteva nume care sigur, să se distingă sigur, de sigur, noi sigur, deja sigur. Suntem noi deja suntem morți după câțiva dintre ei. Deci deja sunt oameni acolo la cine? Care sunt dut. Cei doi preferați ai tăi. Ăștia de am amintit, dar uită-te la Stand Up Revolution în toamna asta pe Antena 1. Nu, dar pe serios, uite, pentru că e Mincu aici care este cea mai frumoasă surpriză noastră de mult. Ia aici ca să e Mincu aici care asta e unul. Pe Mincu nu l-am menționat pentru că pe el nu-l văd în generația aia. Nu e în generația aia. Este aici în cameră, cred că singurul exemplu, jur, mie mi se pare acum dacă reiau întrebarea lui Codin, cred că singurul exemplu e Mincu din Mincu, toți frate, noi deci toți, tu n-ai după idee voi, ce evoluție care mișto. Este senzațional și altfel și este... e aici. A fost o, are o evoluție, a avut o evoluție extraordinară. Da, cum că e aici, da, ai dreptate. Acum mă uit la el, cum se uită la mine. Dacă-l vezi pe bune, deci dacă-l vezi pe scenă, este the shit. O să-l vadă într-o oră. Pe scenă nu l-am văzut, am văzut numai pe YouTube, am văzut. Staff. Aia ne uităm, problema. Adică aia e problema că tu am înțeles și asta și de la ei știi, oricum, că e diferență mare între spectacolul clipul live. De YouTube, da, corect, încă corect. N-au, băieții încă n-au, da, băieții nu, încă și învârt arcul, încarc arcul. Și nu e de parcă tu în clipul ăla de pe YouTube care ai aceeași energie din sală. Da, normal. Nu, mai vreau să zic ceva. Tu nu ai, Costel, tu nu ai crezi că să nu crezi că în clipul în care e în clipurile care sunt pe YouTube este cel mai bun spectacol. Da. Și asta. De ce? Pentru că în alea filmate, în alea filmate e tracul de cameră, o anumită crispare, vrei să o dai bine, nu te îmbeți în așa destul. Fel să te relaxezi și așa mai departe și e crispate. Aia cum ar veni când te uiți la ceva pe YouTube, tu vezi cumva, uite, domnul a vrut să-ți arate sau, textul. Sau pe de altă parte, uite că tot pornește Stand Up Revolution, în toamna asta la Antena 1. Acolo sunt numere și toți am filmat numere într-un platou de televiziune. Platou de televiziune este, da. Antena 1. Platoul de televiziune e alt animal decât clubul și noi o să ne prezentăm și toți concurenții de emisiune o să se prezinte în fața țării și o să aibă probabil cea mai mare acces la public cu niște numere filmate într-un spațiu care e altfel, comedy club, e un platou pe care noi l-am gândit și l-am cerut să fie apropiat de. Adică e foarte important că spre deosebire de alte show-uri de genul ăsta nu e concurent juriu public. E concurent public juriu. Adică ei mai aproape au publicul decât juriu. Da. Pentru că am zis bă, tu trebuie să lucrezi în logica asta de tu dai la oameni, nu la noi. Vă vi se pare că s-a dezvoltat, adică v-ați ajutat la ritmul ăsta de dezvoltare sau ați vrut să se întâmple chestiile astea mai repede? Nu. Nu. Nu puteau să se întâmple. Este foarte bine așa. Mulțumim tuturor celor care au făcut fără treabă. Acum vorbesc foarte serios. Îi mulțumesc lui Bobo că a adus mai multă lume la show-urile astea, pentru că el cu serialul a adus mai multă lume. Mulțumim lui Micuțu pentru că s-a dus în online și el a adus, chiar dacă Teo a fost primul în online, clip, el s-a dus în TV. Și pe TV. S-a dus cu stand-up. S-a scut cu stand-up pe la Micuțu Umor. Micuțu a fost primul care a crăpat televiziunea pentru stand-up. Adică el a fost primul care s-a dus viral pe internet, dar faza este că a crăpat TV-ul. Și din TV s-a dus în... Știi, a făcut un pas mare. Deci au făcut oamenii ăștia super pași pentru treaba asta, pentru evoluția asta. Și noi am făcut un pas foarte important pentru, chiar dacă într-o zonă oarecum underground, dar pentru calitate, să spunem. Dar chiar mă voi asculez roadele.
Că a bubuit stand-up-ul de la Bobo. Nu am cules roatele, noi am... Și voi ați venit și ați făcut emisiune de stand-up. Ce? Știi cum a fost mocar acum? Ca în gluma lui Pablo Francisco. Here's a knife, do something with the knife. Bă, noi am fost... E altul, noi am fost foarte mult pe, bă, să ne uităm la mult stand-up. Noi ne-am uitat la foarte mult stand-up și n-are cum să nu-ți rămână o melodicitate. Pentru mine a rămas melodia spectacolelor. Ritmul, flow-ul, așa. Și mi-a rămas asta. Pentru fiecare, și sfatul meu pentru fiecare om care se apucă de comedie este, frate, uite-te la cât mai mult stand-up. Nu de la noi din țară. Păi da, consumă stand-up în general. Stand-up din toată lumea. E valabil în orice de asta artistic. Da, mă, știu, dar numai și că când scrii, trebuie să ai biblioteca mare în spate și când, adică, normal, trebuie să studiezi. Da, dar numai că, nu știu, mi se pare ciudat că într-un fel s-a strâmtat treaba. Și cred că acum cu ăștia de care ziceam, generația asta care vine, cred că s-a redeschis un pic spre în afară. Dar câțiva ani de zile, mie mi se pare că nu au apărut oameni cu chef de joc și de joacă, pentru că nu se uitau în afară, se uitau numai în țară. Pe mine m-a șocat să aud de oameni care erau la open mic. Ciudat. Nu, pe bune, frate, uite, întreabă-l pe Mocanu, că a organizat open mic ani de zile. Erau oameni care veneau, ziceau... Și nu aveau referințe de stand-up de afară, aveau numai din... Se uitau doar în România. Și în momentul ăla e de parcă tu vrei să pictezi doar cu bleu și maro, gen... Albastru de Voronez. Și te uitai la picturi de Ștefan Lucian sau alți pictori români. N-ai culorile, n-ai referințele, n-ai... Bă, stai puțin. Da. Uită-te să vezi stiluri. Pentru că și pe mine mă inspiră, și pe noi, de fapt, pe toți ne inspiră. Când ne uităm la, vezi un om care face one-linere foarte bune, sau vezi un om care e foarte bun storyteller, sau vezi un om care e foarte bun pe absurd, te ia un pic de, bă, hai mă că se hai, poate. Hai mă că pot și eu, că se fac poate, și deschide mintea. De îți dă un pic de chiar este cineva pe one-linere, asta am întrebat și pe... Popescu, cum, n-a zis nimeni. S-a cam dus în afară de Popescu, a ieșit din one-linere Popescu. Și Sergiu nu mai facem perioada asta cel puțin. Ținta la fel am Ținta mi se dus, pare că e singurul care a ieșit un pic din one-liner. Da, dar singurul nu care e ținta. Știi care e problema? Este cel mai greu gen de umor. Faza cea mai dubioasă este că oamenii îl percep ca fiind ușor, dar el în realitate este cel mai greu. Complicat să fie simplu. Nu are cum să fie susținut de tine civil. Nu mă, dar au crescut standardele foarte mult, că a pus oricine glume pe net. Internetul a omorât one-linerele practic astea. Pentru că oameni ca Steven Wright sau ca Mitch Hedberg și lor ar fi fost greu. Sau Imo Phillips. Sau Jimmy Carr. Jimmy Carr a trăit un pic în epoca internetului. Ăștia au fost un pic înainte de internet. Da. Le-ar fi fost până și lor, care erau efectiv geniali la lucrat cu cuvinte, le-ar fi fost foarte greu în internet, pentru că internetul doar asta face. Internetul este o mașinărie de one-linere. Da, corect. Și atunci să greu tu... să răzbești, prea mare concurență aici. Și în momentul în care eu văd în fiecare zi, deci imediat cum am luat telefonul în mână, văd 30 de one-linere, vii tu și îmi zici, apropo, eu sunt profesionist în one-liner, sunt tot mă pune. Eu cred că Steven Wright în continuare ar fi funcționat, pentru că el e susținut de personaj. Dacă Steven Wright ar fi pornit acum, ar fi fost memar, n-ar fi fost stand-up. Da, așa este. Iertați-mă că nu mă rog, trebuie să dăm drumul la show, mai stați? Da, mai stăm un pic. Putem să mai stăm un pic? Păi da, o să deschidă Sorin. Da, e mai bine că nu vine să te vadă că îți distrug. Faza este că eu nu cred că dacă în momentul ăsta s-ar fi născut Steven Wright sau Mitch Hedberg, eu nu cred că ei s-ar fi gândit în primul rând cu skillurile pe care le aveau să facă stand-up. Da, exact. Eu cred că stand-up-ul pe vremea aia era unul dintre foarte puținele outlet-uri pentru un om care era creativ și voia să facă umor. Pe când acum poți să fii memar, poți să fii... Bine, acolo aveau și contextul în care se poate desfășura mult mai ușor, ținând cont că era un patria stand-up-ului. Corect. Din punctul ăsta de vedere. Corect. Aveau corect, dar pe scena. De altă parte și Steven Wright și Mitch Hedberg, dacă te uiți la ei, nu sunt foarte confortabili pe scenă. Ei nu sunt showmeni, nu sunt Jimmy Carr care și-a găsit cu atât mai puțin. Asta adică... spun, da? Și Steven Wright care este avea sec, un personaj. E sec, e triplu sec, adică dacă te gândești la Steven Wright, ce delivery avea el, bă, omul ăla nu era la modul, hai mă să ne distrăm, eu aș vrea să distrez niște oameni, știi? E foarte dificil, ar fi foarte dificil dacă nu l-ai ști și ar veni prima dată, deci până să-l prinzi, ai stat vreo 3 minute, what the fuck is wrong with this motherfucker? Da. Prima chestie așa, ce e cu asta, frate? Până să intri pe frecvența aia. Până să înțelegi care e treaba. Și atunci minusul mare, scuze, Și minusul mare din punctul vostru de vedere e că nu există suficiente locuri în care lumea să-și flexeze mușchiul ăsta al stand-up-ului în țară. Și apropo, cel mai mare, că te-am prins acum, Clujul este pentru noi cea mai mare nedumerire, frate. Pentru că în Cluj economia duduie, oameni sunt, studenți sunt,
afaceri, adică oameni de afaceri, e totul gata. Nu înțeleg ca... de ce. Cum de nu se sparge coșul ăla, de ce nu este un club de comedie? Mai nici noi, n-aș avea răspuns. Știu că sunt multe zone falimentare acolo în centru. Deci unde scrie nu trebuie să de închiriat citit inversii falimentor. Nu trebuie să fie în centru, pentru că alea probabil că sunt falimentare, că se cer chirii foarte mari și nimeni nu poate să susțin așa. Păi da. Da, mă, dar o casă la marginea orașului, un poate. Hangar, ceva, cred, un comedic. Ăștia caută, băieții, Sasha mi-a tot povestit că caută locul, doar că nu au bani ei. Nu poate Sasha să facă un club. Nu poate niciunul, dar dacă te uiți la ăștia, dacă te uiți la ei, nici măcar banii nu sunt atât de importanți. Gândește puțin, noi când am făcut 99, noi n-am investit foarte mulți bani, dar ne-am asociat cu niște oameni care știau meseria. Cam asta e ideea. Epic Show, apropo, Epic Show cu toată lumea. Frate, aveți relații, aveți chestii, cu un parteneriat, niște asociați. Asociați care să facă treaba asta, pentru că este super nevoie. Spațiul acesta este vital, vital pentru comedie. Pentru comedie, da. Spațiu vital, sper să nu ne dea bani YouTube pentru că discutăm despre spațiu vital, dar e un spațiu vital pentru comedie. Și 14 glume din 88 chiar merg. Bă, nu știu, e ciudat, dar poate o să facă Boc. El așa pare un personaj comic, poate ar fi interesat de stand-up. Să facă primăria, să facă domnul primăria un comedy club. Să deschidă el nu putem în fiecare seară. Nu putem să adresăm o scrisoare deschisă primarului Emil Boc, că e și așa e cool. E mișto. În așa fel încât să facă un comedy club, adică are bani, primăria din Cluj. Fii smart, bă, fraiere! Bă, Boc! Domnul Boc, eu trăiesc acolo. Domnul primar Boc, cu maxim respect. Ce ați faceți dumneavoastră? Îmi pare rău că ați căzut. Emiluț, eu, în momentul în care a căzut la Andrei Gheorghe, eu de atunci am o sensibilitate. Când a căzut la Andrei Gheorghe? Da. Aia chiar a fost super interesantă. Mă mai tot periodic. Bă, deci este că dacă căzut domnul Boc și după aia Andrei Gheorghe, când l-am văzut că a făcut, oh, Doamne, ce a făcut. Bă, deci ăla e momentul din televiziune care mi-a apropiat doi oameni pe care nu îi aveam la suflet. Andrei Gheorghe și Emil Boc. Da. Domnul Emil Boc. Uniți de gravitate a situației. Faceți, domnul Boc, un comedy club, că există comedie în Cluj care are nevoie gravity of the situation. Nu e gravitație. A, da. Da. Căca. Bă, am râs. Tăiem și mai băgăm o dată cu gravitația situației. The gravity of the. Bun. Da. Bă, domnul Boc ar trebui să facă ceva. De-aia nu fac eu stand-up. Adică știi care ar fi treaba? Hai să punem lucrurile într-un context la care clujenii reacționează și sunt sensibili. Nu se poate, domne, Bucureștiul să aibă 3 și Clujul să n-aibă 1. Păi, adică... probabil că o să se facă, nu probabil știu. Că o să se facă și probabil o să fie. O să fac. Până să mergem înapoi acum. Da. Vreau că o să facă unul mai mare și mai frumos decât toate din București, ca să fie mândria Clujului și o să fie cel mai... În niciun caz, hai, teoretic, pe detaliile sunt acolo, public este, adică e toată studenții. Bă, asta zic, mă, e totul acolo, da. De asta deci, nu știu de ce nu se sparge bubat. Comedy Club ar trebui să fie și... Încercăm. Ok, ne gândim la treaba asta. Ideea e așa, 100 de oameni. Mac 99. Deci mie mi se pare că Mac 99, du-te-n plin. Mac 99. E foarte bun. Dar nu asta. Și clar o să venim, că asta îi ziceam și lui Sasha și lui Paul Zabo, care am, adică Sasha e un foarte bun MC, e clar că e foarte bun de MC și nu de stand-up neapărat, dar Paul Zabo scrie foarte bine și pe ăștia doi am văzut și Cristi Giurgiu face cumva treaba foarte bine. Mai e Paul Socol acolo, este Tibi Codărean care scrie dumnezește de bine. Să-mi bat Deci este Cucu acolo care este o forță, o personalitate. E acolo cu forța masculină, dacică. Adică există personaje, personalități care să umple un tablou de comedie. Mm-hmm. Și o bună perioadă de timp, adică crezi că ar fi suficient cât să țină scena ocupată? Da, 10 minute fiecare. Da, mă, pentru că este ca o morișcă, e o morișcă care trebuie să pornească. Am înțeles, după aia vine, if you build it. If you build it, they will come, adică dacă nu există comedy club-ul ăsta, dacă nu există un loc unde... Dacă construiești, variază, practic. Wow, acum am prins și eu ce înseamnă. Da, da, da. Da, mă, faza e că trebuie să fie ca o chestie care coagulează mișcarea și unde se adună și oamenii să vină și să capete poftă și să se adune. Ți-ai zis, este pentru mine Clujul e un mister. Efectiv, Clujul e un mister. Cum de nu s-a
de n-a explodat niște mișcare de... Mișcarea este, vor să facă, doar că nu știm noi mai multe detalii despre asta. Nu există un comedy club cum am făcut, cum s-a construit în București. Special pentru asta. Mm-hmm. Adică noi făceam... Pentru noi e foarte greu să venim într-un de aici. Pub, într-un asta, dar e cel mai important să fie clubul dedicat pentru asta. Da, da, corect. Corect. E foarte greu asta pentru noi să venim de la distanță și să lucrăm într-un loc străin de noi și așa mai departe. Dar de ce spun că misterul e foarte mare și vorbeam asta cu Vio de acum ani de zile? Bă, investiția nu e mare. Adică un comedy club nu e investiție mare, pentru că trebuie să fie un loc care să fie măricel, să aibă o capacitate sănătoasă, un 200-300 de locuri, să zicem, dar el nu trebuie să bagi bani în decorațiuni, în tehnică, nu faci glam, dance, bumți. Nici măcar ca un teatru nu trebuie să fie. Da, n-ai nevoie nici măcar de toate luminile de la teatru sau toate alea, adică trebuie 4 reflectoare, 6 boxe, niște pereți negri și niște scaune ok. Și there you have it, it's a comedy club, adică asta spun. Da, chiar e curios. Dar chiar e curios, că m-am tot stat și mă gândesc. Spun că pe noi ne muncește de multe. Eu mă gândesc la câte localuri se fac care oricum n-au niciun fel de identitate. Asta zic, mă, n-au nicio poveste. Este doar bagă 10.000 de euro și într-o burgărie sau într-un nu știu ce și mamă, avem bănci de astea. O mare burgărie. Da, și avem lumini și ia uite ce tapet am pus și uite și ce a fost. Burgeri, noi facem burgeri. Nu ești tâmpit la cap. Câți oameni mai fac burgeri în... Fără treabă, burgeri poți să... Uite, dacă... Se face un mic studiu de caz despre cum s-au făcut lucrurile cu cele trei cluburi de comedy, care sunt, că mai sunt locuri unde se face stand-up, dar astea sunt comedy club. Da, dedicate. Și, da, e un spațiu pe lângă, unde pui acolo o rulotă și se mănâncă. E un spațiu adică poți pe să lângă conexe. Unde am poate înțeles, să stea oamenii înțeles afară. Deci, soluții poți sunt... Poți să mai primesc o din asta. Da. Dacă e... Și vei primi tradițional o bere... De la Mocanu. Nu e bere cum e berea de la Mocanu. Să bă, vezi cum o dă, bă? De mâna lui Mocanu. Berea Mocanu. Băi, deci a făcut am omul prețuiesc. Atâta. Avem acolo în spate o bere Mocanu. Nu, iau așa o iau. Să-ți arăt. Așa o țin pe mașină. Ea e în spate acolo berea Mocanu. Nu e acolo, nu e în frigider, că a expirat de mult. E în spate. Uite, uite. Asta nu mai era, eticheta. Dar nu mai era eticheta, mă. Apa, da, gata, uite acum. Ia. De la o parte pământul, Costel a mutat pământul ca să se aducă o bere Mocanu. Extraordinar, berea lui Mocanu. Bere făcută de mine, efectiv. Chiar de la... Bere făcută de el acasă. Iar aceasta este o... Mamă, ce s-a distrus. Exact ca planeta noastră. Da, frate, vezi? Metaforă. Peste planeta ta. Ia berea aia și... Și un tablou cu Teo, frate. Îți restitui. Am crezut că e Lenin. E Lenin? Aia de mână, ei, poate fi și Lenin, depinde de lumina din cameră. Ia-i berea aia din mână, depinde sclav de lumina din mine. N-ai, și de mine ești. Da, așa este. Băi, e o plăcere extraordinară să ne îmbătăm cu tine, dar din păcate noi încă suntem la muncă. Am auzit, da. Și plus că Ramona are o privire, eu înțeleg acum de ce analizează. Ninja. Analizează. Pentru că... Se zice ninja? Pentru că nu... E ninja Ramon, nu? Mai ești ninja Ramon, nu? A zis că nu vorbește fără microfon, că oftică foarte mult când vorbești tu fără microfon. De ce vorbești? Nu, n-a vorbit. Ba, nu, a zis că e o persoană care se deranjeze. Da, dar nu vorbea cu noi, adică nu era în discuție cu noi. Faze că acum din privirea înțeleg de ce îi se spune ninja, că era exact la modul văd exact ce se întâmplă și exact să dau acolo mor, dacă îți dau acolo leșin și era foarte mamă, așa. Da, pe bune? Punctele. Nu. Da. Mamă, da. Nu. E foarte analitică, e foarte analitică. Pur și simplu e... îi place mai mult cealaltă zonă tehnică de producție. Da? Da. Și de-aia se tot uită dezamăgită pe ecranul ăla. Se tot uită dezamăgită la cadrul ăsta. O cameră, nimic. Și faptul că tu nu mai vezi 4K. Asta e deranjant, că tu nu mai vezi 8K. Da, o vezi ți-a 4K, scăzut din 8K în 4K. Și de la se, frate, apere. Sper că nu mă duci în Full HD acasă. Da, că mă duci în Full HD să vezi ce-ți dau la pixel. Nu, la Cluj, prin Hunedoara nu trecem. Oh, jocuri de cuvinte. Bă, frate, jocuri da. Atâta pot. Noi nu putem să, mai nu mult, știu. Nu poate mai mult stai. Da, nu noi poate mai mult. Dar cine sunt? Cine credem că e mai presus de... Oh! Ah, cu glumele, bă! Dacă vreau să fac și eu cu tine, vreau să fac... Dar nu te superi pe mine dacă o să râd.
Deci o să fiu da, o să râzi la tu vrei să duci în partea aceea, partea aceea. Să râzi înainte să termine. Să fac așa, adică mă, nu vreau să not spoiler alert. Dar mă gândeam să fiu un contrapunct și să fiu râs ca prostul și râs ca prostul. Exact, râs ca prostul dintre aia în care ți se faci tu așa. Da. Știi, adică să fie, dar n-a fost gluma așa bună. Băi, instinctul tău de comediant mare nu te înșeală. Deci show-ul ăla pe care l-ai avut fără public a fost fain, ăla de pe net. Chiar am vrut să zic că există și contrapunct la ce ziceați mai devreme cu prezența în sală și ăla a fost un exemplu de faptul că se poate livra conținut care îi comic și eu ambalat așa. Eu nu știu dacă a râs cineva la față. Eu am râs. Mamea, validare. Nu mi se pare. Mersi. Puneți validarea. Vă rog, puneți validarea asta aici că să o lăsăm aici să puneți. Costre, este validare de la Don Codin. Ce-mi place validarea. Îmi pune-i validarea. Nu, ăla chiar a fost fain și a fost destul de refreshing în, la momentul respectiv. Că nu da. Ideea asta a fost ideea. Asta a fost un moment perfect pentru special. A capitalizat genul ăla de abordare. Da. Cred că și mai mult, cred că s-ar putea, hai că după aia ți-a furat o Bob Burnham și a făcut. Mamă, ce mă enervează Bob Burnham că a făcut ceva extraordinar din ideea aia. Așa sunt mă nenorociți ăsta americani. Fură stand-up-ul, dar nu știu, pe aia îl fac mișto și îl pun pe Netflix. Bă, în primul rând că am luat-o foarte așa. Îi mulțumesc lui Bob Burnham pe calea asta. Bob, fratele meu, Boule. Bă, Boule. Nu, da, este exact asta sunt. Jur că asta sunt. Mie îmi place să fiu, îmi place să deschid un drum. Îmi place să fiu deschizător din... Cum se cheamă vaporul ăla care sparge gheața? Spărgător de gheață. Vreau să fiu spărgător de gheață. Vaporul care așa zice spărgător de gheață. Îmi place să fiu spărgător de gheață pentru că mi-e frică să muncesc foarte mult în detaliu. Asta e o chestie care e, mi-a venit de curând. Foarte interesant din insight. Analiză, prin o analiză interioară. Nu pot să... știu... De-aia l-am apreciat pe Bob Burnham. Este o muncă atât de în detaliu pe care eu nu am răbdare să o fac. Nu am răbdarea să fac acea buchiseală. N-am înțeles. La bă, munca aia. Este un insight extraordinar. E mai simplu, e mai simplu să fii primul care dai cu satârul decât al treilea care vine cu bisturiu, știi? Da, asta exact, e... așa este. Și să știi că în mare parte fac asta. Așa adică e. Ca film, dacă mai mă înțelegi sau dacă te uiți la filmul meu, cam asta am făcut. E mai simplu adică... că lumea n-are așteptări. Tocmai. Și nu adică știe, după aia, și la nu al doilea, al treilea, precedentul s-a creat, lumea vine cu așteptări. Era o memă care mi s-a părut extraordinar. Era un scaun care era întors cu picioarele în sus și pus pe sfătar și un băiat care stătea într-un fel încolocit pe el și zicea nu poți să eșuezi dacă nimeni nu știe ce vrei să faci. Da. Și este exact da, chestia asta. Dacă ești primul care o face, nimeni nu poate să zică băi, you failed. Păi I didn't fail, I just did it my way, știi? Exact, și de asta exact. Mi se pare că de asta îi apreciez și mai mult pe ăștia de care vorbeam din valul ăsta nou care vine, pentru că ei nu mai au avantajul ăsta de a fi primii care dau cu saturii. They have to live up to it și trebuie să chiar să depășească. Să lucreze un pic mai la nuanță și mai la detaliu și să fie mai mai implicat. Da, în online nu s-a întâmplat asta, de exemplu. În producția de conținut pe net, totul merge din rău în mai rău. Da, pentru că merge deci... din nou în mai nou. Pentru că tot timpul e chestia asta de facem altceva, acum facem TikTok-uri. Și o calitate mai mare. Să știți că, din păcate, cursul, adică călătoria asta pe online este foarte rapidă, cu calitate foarte rapidă. Mama, mai calitativ, mai calitativ. Nu, tocmai pentru că se schimbă prea repede, nu crește calitatea. Dar nu crește calitatea pentru că din ce în ce mai multă lume are acces la asta. De calitatea de audio-video, eu la asta mă refer. Da, dar nu crește mai mult. Gândește că practic cel mai mult conținut care se creează acum în online e pentru TikTok. Și ăla e făcut efectiv fiecare a treia casă într-un sat. Are pe cineva care e mare pe TikTok. Eu cred că deci, există o corectitudine pe aceasta a digitalului. Este cumva de nu știu cine o stăpânește, dar îmi place cum se întâmplă. Pentru că a mai scăzut un pic din mișcarea aia. S-a dus adică se ducea prea puternic și asta parcă a dat-o în jos. Mi se pare foarte interesant ideea asta, lui Costel, că la modul, bă, prea investea oamenii în YouTube, a venit TikTok-ul și a spart balonul de YouTube. Dar nu știu cine. La noi exact nu s-a întâmplat. Nu știu exact dacă a gândit cineva asta. Nu zic în general, ca mișcarea general, știi? Adică începuseră oamenii să investească și să producă, să facă și a venit TikTok-ul care exact cum ești tu. Ești în sat, bam, ai editat mai TikTok-ul. Și îți trebuie un telefon. Da, democratizarea mijloacelor de producție.
14-a oară când se tot democratizează mijloacele de producție. Păi, a 14-a oară. Adică dacă îi dai oricărui om. Bă, și până acces... la urmă am avut această stupizenie. Sigur de... nu e lucru rău. Nu, nu e, nu e. Pentru că o duce mai departe, nu e. Pentru că o duce mai departe și în alte moduri. Aș vrea foarte mult să vorbim un pic despre toată treaba asta, dacă avem timp, despre care e faza cu TikTok-ul, pentru că e ceva foarte dubios și în același timp foarte interesant. Eu am un TikTok, mi-am băgat datele, îmi știe Facebook-ul și așa mai departe și în același timp, în feed, îmi dă lucruri care să-mi facă, să mă fac să dezinstalez TikTok. Păi da, mă, pentru că nu l-ai antrenat. Te încearcă. Fii atent. Dar da, mă, în același încearcă, timp, trebuie să dai like și în funcție de ce... Știu, dar în același timp... Antrenează-ți TikTok-ul. Am înțeles, dar în același timp fii atent. E o zonă care te duce, dacă asta e, mă, asta e algoritmul de căutare, pentru mine n-aș vrea să fie mai mult decât asta, pentru că văd o lume în care nu sunt. Am înțeles, pe care n-ai vedea în mod normal. Pe care acces vedea n-am acces la lumea aceasta. Și începe să-mi placă, pentru că descoper că în lumea aceasta sunt lucruri care îmi trezesc niște fel de emoții. Da. Apropo, emoțiile despre oameni și despre rasă și despre... În așa vezi cu adevărat corect. Care-i filmul tău. Asta era o discuție foarte lungă pe tema asta vis-a-vis de ceea ce face Google-ul cu toate rezultatele personalizate în funcție de căutarea ta. Că-ți și că nu mai ai acces... Că-ți la, creează exact, tabulă. Nu vezi toate știrile, da, să poți să discerni. Exact, tu să discerni. Îți dă exact și porția. Și asta a fost deodată, am devenit foarte mișto. Adică am zis, așa vreau să văd, ca după aia să-mi văd eu niște emoții dintre astea. Pentru că, bă, frate, uitându-mă în cartiere mărginașe, uitându-mă în sate din România, unde sunt creator de conținut, să le zicem așa, vezi care e nivelul educației, vezi care e nivelul lor de valori, da. care e treaba lor de valori. Și atunci tu în ce lume crezi? Că încep să înțelegi de ce politic suntem unde suntem și așa mai departe. Te poți opri în fiecare haltă, cumva. Da. Da. Deci fiecare haltă, foarte bun, fiecare haltă. Este incredibil, nu vreau să dau acum prea mult în stânga, dar așa este. Băi, inegalitatea din țară este fenomenal. Noi trăind în orașe din astea mari și acum să fim cinstiți, făcând bani mișto în orașe mari. Bineînțeles. Da. Suntem total conectați de la ce... Totul stai frumos calm. Și câți bani dai calm pentru un tricou și așa mai departe. Pe măsură ce faci bani, ignori din ce în ce mai mult de la țară. Cât de mulți oameni nu fac banii aia. Știi, pe măsură ce faci bani mai mulți, te concentrezi pe oamenii care fac bani mai mulți decât tine. Mă, știi, și depinde ce au cât de mulți oameni... N-am pățit, dar cred că... Crede-mă că poate. Ai pățit. Crede-mă, e o chestie pe care nu o observi. Este un bias din ăsta. Nu o conștientizezi. Dar pe măsură ce faci bani, te concentrezi la oamenii care au mai mulți bani decât tine. Nu la cât de mulți oameni fac mai puțin bani decât tine. Faza este că noi, trăind în orașe mari, ducând o bine în orașe mari, noi efectiv... Da, nu vedem restul parcelei, aia e clar. Nu, nu, nu. Și este o inegalitate enormă. Enormă. Super polarizată. Și faza, știi, care e că România, sincer spun, cât de mult poate să se mai ducă partea de sus în sus? Trebuie să înceapă să se ducă și partea de jos în sus, adică câți băieți să-și ia al patrulea Lamborghini până când o să înceapă să nu mai aibă oamenii o sobă dărâmată pe care o vezi în TikTok-ul ăla. Adică, bă, într-un fel inegalitatea asta trebuie să înceapă să se... Nu zic să se modifice, cum să spun, distanța, dar hai să se mute, știi? Am pe măsură ce își ia un băiat al patrulea Lamborghini, hai să nu mai fie dărâmată soba aia. Și cum? Soluții, acum. Bun, asta a fost episodul din Între Show-uri. Te rog eu mult, nu ne ducem adică în punctul ăsta. Adică nu, asta da, deci clar, observațiile sunt ușoare, dar care ar fi soluții? E vorba... E un podcast, Tomule, nu? Noi nu mințim în scopuri electorale. Bă, stai să zic o treabă. Știi că se spune că prietenii, adică relațiile de prietenie între oameni sunt cam la același nivel de bani. Gluma lui Vio. Da, gluma lui Vio. Eu cu vecinul meu... Este cea mai ciudată, eu cu vecinul meu de la Albești, este cea mai ciudată prietenie fucking ever. Pentru că eu fac bani, ăsta mă sună și mă întreabă ce am mai făcut, câți bani am mai făcut. Este singurul om care îi spun
câți bani fac și care sunt toate. Deci nu am această necesitate. Adică, dar el îmi spune, deci el îmi spune cât este de sărac. Okay. Eu îi spun cât sunt de bogat. El îmi spune cât de fericit este în sărăcia lui. Eu îi spun cât este de nefericit în bogăția mea. Mm-hmm. Și este o combinație perfectă. Eu când mă duc acolo la Albești și mă întâlnesc cu el, mă ia zi. Văd, deci e un om extraordinar. Aș vrea să-l cunoașteți. Este un om extraordinar. Spune-mi, care e treaba? Zic, bă, uite că am avut o reclamă cu vreo 20.000 de euro. Și el, frate, deci el pe an are, drămăluiește și se descurcă, cred că într-un total de 5.000 de euro. Da. Păi, și cred că spune care foarte, realitatea. Spune asta foarte clar, cum pentru că are grădină. Salariu minim, nu? Are grădină. Deci mai cumpără din când. Deci e pe o economie maximă și ce minimul face? E 400. Nu mai e 400, e vreo 2000 și ceva de lei minim. Băi, și ce face pur și simplu? Ce face și? Este se descurcă la țară, mai face o fotografie, mai... Dar se descurcă foarte bine. El. Minimalist de tot, adică, într-o familie cu 3 copii. Cât costă biletul ăsta, domnule? Minimalist. Și eu vin acolo și încep să mă... Deci îi place așa de mult să mă audă cum mă plâng, cu... M-am supărat la un moment. Dar mi se pare că este singura dată... Catartic, experiență din aia. Da, dar este singura dată când o aud așa. Ah, ok. Înțelegi? Adică e singura dată când aud de această relație. Un om care face puțini bani, care se simte împlinit. Da. Când aud de un om care face mult mai mulți bani. Că dacă se zice plânge, care e problem... Băi, un om, da, hai să spun ce om inteligent e ăsta. Este un om inteligent pentru că și-a făcut o casă acolo, în Albești. Și eu, prietenul lui, am fost cu copiii acolo. Și zice, bă, uite, vezi că pământul ăsta de lângă e de vânzare. Foarte ieftin. Tu la câți bani ai? E un mizilic toată treaba asta. Dă-mă, frate, că-l iau. Că mă știe, că mă vede, că sunt așa. Hai, bă, că-l iau. Gândind că poate cine știe, la un moment dat. Cumpăr acel teren, lângă el, foarte frumos. El foarte liniștit, își bea vinul, își bea țuica pe care și-o face la casă. Bă, când ai faci și tu o casă aici? Zic, frate, fac, cum să nu? Cum să nu fac o casă? Și m-am gândit prima dată la două containere. Vezi că am gândit-o, am văzut ce a făcut. Ai venit econom așa? Două containere fac. O fac o casă din lemn. Ia stai puțin să mă mai gândesc, o casă pe bune cât costă? Și mi-am făcut casa asta. Și mă sună ăsta la un moment dat și îmi zice, bă, și care faci? E un băiat aici care face case din piatră. Un băiat extraordinar. Un om, ajungi foarte rău la el. E foarte greu la el. Foarte greu la el. Ajungi foarte greu la el. Uite, fă rost de numărul lui și după aia sună și nu știu ce. Fac eu rost, bă, îl văd. Văd casele pe care le face. Mă îndrăgostesc maxim. Zic, frate, hai să facem casa aici. Nu e, sunt două containere, înseamnă niște bani. O casă de piatră. Îmi imaginez. Lângă vecinul meu. Înseamnă super mulți bani. Niște bani. Cât stau eu acum, după ce am făcut eu casa asta? Cât stau eu acolo? Două luni. Cât stă omul ăla acolo? Toată viața. Cine stă în casa mea? Vecinul meu, frate. Fucking smart, bă, motherfucker. Dar pe de altă parte, despre asta e vorba. You got played, boy! Da. Everyday, numai Ricrow să ascultă la da, 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 da. Mai plivește un pic în grădină. Da, da. My everyday I'm hustling. Bă, este, fiecare dar fără cine așa. Bă, dar fără treabă. Fără treabă. Da, mă, da, da, dacă vezi din punctul ăsta de vedere, da, dacă poți să vezi din punctul ăsta de vedere, sigur că da. Dar dacă vezi din punctul de vedere ce e spațiul ăla și ce e locul ăla, nu mai vezi așa. Mhm. Dar pe de altă parte, este o înțelepciune, este o inteligență, o estețime de țară, o estețime de oraș, care se îmbină foarte frumos. Eu n-am nicio problemă, asta mi se pare că ar trebui să se întâmple. Această legătură între omul de oraș și omul de țară, care să se întâmple o prietenie în care omul de țară zice, bă, vino mă și ajută-mă, te rog frumos. Da, da, el da, nu da, e... Da, o, e o, nu, mă, de, e o poveste care nu trebuie judecat, pilda, trebuie înțeleg înțeles. Morada, da, da, pilda, înțeleg morada, da, am înțeles. E o pildă. Da, adevărat, e o pildă. Da. Hai mai du-te în pildă, da, mă. Este un... Știu. Este bă, bă, sănătate. Cam hai să mergem la spectacol. Hai. Da. Hai. Codin. Să continue pildele. Mamuța, mamuța cu creatină. Crească. Mi-a părut bine. Mersi mult, frate. Ca de fiecare dată. Ramona Ninjălău, din clan Ninjălău. Regia Pizdi 2 și regia Pizdi 1 acolo, sărmâna. Ce te-a săpat? Ce te-a săpat? Laid.
Ramona a zis, da, lasă, nu lasă așa. Yeah.